Bine v-am regăsit la Studio Politic, sunt Anca Suciu. Moțiunea simplă împotriva ministrului energiei a fost respinsă, documentul depus de USR a picat la vot în absența ministrului. Ludovic Orban i-a cerut demisia într-o declarație pentru presă, culmea ironiei în politică. Este același om care l-a propus pe Virgil Popescu ministru. De mai bine de 3 ore, la guvern se discută despre criza facturilor la utilități. Nicolae Ciucă i-a chemat pe ministrii energiei, finanțelor și economiei să decidă cum pot fi ajutați oamenii, dar și firmele. Asta în condițiile în care numărul facturilor greșite la energie a depășit 1,5 milion. Iar de la 1 aprilie expiră compensarea și plafonarea prețurilor. Rămân fără jumătate din leafă și chiar fără staful tehnic ori mașini pentru o perioadă de până la 6 luni. Sunt acțiunile adoptate azi de Parlament într-o încercare de a legifera bunul simț în Camera Deputaților. Nu este permisă violența fizică, nici injurile, ori invectivele. Deputații nu vor putea filma decât din spațiul rezervat grupului parlamentar, indiferent de ședință, și este interzisă afișarea de BNR în plen. Pentru un deputat agresiv, riscă să fie sancționat întreg grupul. AUR și USR vor ataca la Curtea Constituțională această schimbare de regulament a Camerei Deputaților. Toate aceste modificări s-au făcut într-o ședință a plenului cu scandal, unde aleșii s-au jignit din nou. Foarte important să aflăm mai întâi de la Andreea Popa care sunt detaliile care au stat în spatele modificării regulamentului la Camera Deputaților. Bună ziua, Andreea, ești în direct. Bună ziua! În urmă cu puțin timp au fost adoptate modificările la regulamentul Camerei Deputaților, care implică și sancțiuni mult mai dure pentru deputații care ajung să aibă un comportament violent aici în Parlament față de alți colegi sau care dau dovadă de un limbaj neadecvat. Au fost 202 voturi pentru, 91 de voturi împotrivă, 4 abțineri și 2 deputați au ales să nu voteze. Dacă vorbim concret despre modificările făcute, un deputat care are un comportament violent sau un limbaj nepotrivit, poate ajunge să aibă indemnizația lunară redusă cu până la 50% pe o perioadă de cel mult 6 luni de zile. De asemenea, îi poate fi limitat și timpul alocat pentru luările de cuvânt, la cel mult 10 secunde pe intervenție. Dacă vorbim de ședințe care sunt dedicate moțiunilor de cenzură sau de ședințe solemne, poate ajunge să aibă de suferit întreg grupul parlamentar din care deputatul în cauză face parte, în sensul în care grupului parlamentar să-i fie limitat la jumătate timpul alocat. Totodată, o altă sancțiune posibilă este aceea de a retrage de la grupul parlamentar personalul, dar și mașinile, de asemenea tot pentru o perioadă de 6 luni de zile, iar o altă modificare vorbește despre posibilitatea de a evacua din sala de plen respectivul deputat, chiar cu ajutorul Direcției de Afaceri Interne a Camerei Deputaților. A fost într-adevăr scandal în plenul Camerei Deputaților în timp ce se dezbăteau și se supuneau la vot aceste modificări, însă scandal a fost și în această dimineață în Comisia de Regulament, acolo unde s-au pus pe hârtie și s-au discutat aceste amendamente. Deputatul AUR, Ciprian Titistoica, l-a numit nazist pe deputatul reprezentant al minorității germane din România în Parlament. În replică, deputatul Ovidiu Ganz a cerut parchetului general să se sesizeze în această cauză. Mulțumim, Andreea, pentru detalii și discutăm toate aceste modificări și nu numai cu reprezentanții partidelor parlamentare. În platou alături de noi, Cristina Prună, deputat USR. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ni se alătură de asemenea din partea Partidului Social Democrat, senatorul Radu Oprea. Bună ziua! Ne vom auzi cu siguranță de îndată. Loran Turoș, liderul senatorilor UDMR, de asemenea alături de noi. Și aș începe cu aceste modificări de regulament. Pentru că USR și AUR sesizează Curtea Constituțională. De ce, Cristina Prună? Pentru că acest regulament, așa cum arată el astăzi, este un căluș pus la gura opoziției. Vreau să înțeleagă foarte bine telespectatorii despre ce este vorba în acest regulament. Sunt două lucruri mari și late care s-au reglementat. În primul rând, sancționarea limbajului agresiv, a violenței, pe care USR o susține 100%. Nu credem că în Parlamentul României este loc de violență fizică sau verbală. Și de cealaltă parte, limitarea transparenței.
Transparență pe care tocmai USR a adus-o în Parlament în 2016. Vă aduceți aminte cum făceam acele live-uri de pe băncile Parlamentului, de pe băncile Camerei Deputaților și a Senatului, în care arătam ce se votează în Parlament, în care am tras un semnal de alarmă asupra legilor justiției care a scos 600.000 de oameni în stradă, în care am arătat cum se iau deciziile în comisiile parlamentare. Și ni se pare inadmisibil să ne întoarcem înapoi în 2016, în vremea lui Nicolicea și a lui Iordache și a lui Dragnea, că știți foarte bine cât de greu era ca parlamentar al opoziției să poți să-ți pui opinia în acest parlament. Și aici au fost niște prevederi regulamentare care practic pun parlamentarii opoziției într-un țarc. Deodată nu mai avem voie să mai facem live-uri decât din băncuța noastră, nu mai e voie să ne exprimăm exact așa cum am făcut-o și până acum. Încă o dată, nu spune nimeni să avem un limbaj agresiv. În afară de live-urile pe care agresiv. Le puteți face din bancă sau din perimetrul grupului parlamentar în funcție de ședință, deci de locul unde stă grupul parlamentar din care faceți parte, ce anume vă împiedică să vă exprimați? Dintre modificările propuse. Mai erau de pildă și acele live-uri din biroul permanent, dar acelea erau reglementate și înainte. Dar felul în care se pune problema, efectiv, au interzis inclusiv pancartele și bannerele în Camera Deputaților. Haideți să ne uităm anul trecut. Inclusiv PSD a apelat la astfel de mijloace. Sunt niște vizualuri pe care parlamentarii opoziției le puteau face pentru a transmite niște mesaje. Niște mesaje de impact și niște mesaje care până la urmă arată faptul că noi suntem vocea oamenilor în Parlament. De ce să interziți lucrurile acestea? Puteți lua în continuare cuvântul în dezbateri? Puteți să vă susțineți lucrurile de care sunteți nemulțumiți? Evident că putem să luăm, ar fi fost culmea să se cenzureze și dreptul la cuvânt. Asta nu înseamnă că deodată trebuie să modifici întreg regulamentul. Încă o dată, pe tot ce înseamnă limbaj agresiv și violență, nu am susținut absolut niciodată și dacă ne aducem aminte și în trecut, culmea, tocmai PSD-ul a introdus violența în Camera Deputaților. Și pot să vă dau câteva exemple. Deputatul Ghiță, care voia să ia la bătaie parlamentar de la USR, sau domnul Cristescu, tot de la PSD, care spunea că oamenii trebuie să ne aștepte pe noi, cei de la USR, cu bâtele la ieșirea din Camera Deputaților. Să ne aducem aminte de domnul Bacalbașa, de domnul Bichineț, în legislatura trecută, de acum profera tot felul de injurii la adresa femeilor din Parlament și PSD nu spunea absolut nimic. Adică nu se poate să fie ipocrit. Dar știți de ce au făcut lucrurile acestea? Pentru că ei au ales foarte atent dezbaterea pe acest regulament. Au ales această dezbatere fix săptămâna aceasta, când discuția trebuia să fie despre moțiunea USR împotriva ministrului energiei Virgil Popescu. De ce trebuia să votăm tocmai asta și să dezbatem regulamentul? Nu putea să mai aștepte o săptămână, astfel încât să avem o formă agreată de toată lumea, când astăzi trebuia să discutăm despre soluții de la 1 aprilie pentru facturile românilor, când ministrul energiei Virgil Popescu fusese invitat prin această moțiune simplă, care știți foarte bine, și dacă ar fi fost votată, nu ar fi însemnat automat că Virgil Popescu trebuie să plece, dar ar fi fost un semnal de alarmă că ceea ce a făcut până acum și ceea ce face această guvernare nu este în interesul românilor. Și din punctul meu de vedere, da, Virgil Popescu ar trebui să plece de la conducerea acestui minister. Dar de ce trebuiau să bage sub preș această moțiune cu, iată, acest zgomot? Adică oamenii practic sunt preocupați de faptul că trebuie să se împrumute, să-și plătească facturile și noi vorbim despre live-uri în Parlament, dacă ele trebuie să existe sau să nu existe. Este bun, am ascultat poziția dumneavoastră, acum aș vrea să-l ascultăm pe Radu Oprea, este liderul senatorilor PSD și este și purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat. Vă ascultăm, ați ascultat mai devreme care sunt argumentele pentru care acest proiect va ajunge pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Am ascultat. Sigur că PSD a făcut un apel la decență în Parlament și este o întrebare firească, zic eu, ce ne dorim de la Parlament, care a scăzut foarte mult în încrederea populației. Ce ne dorim de la această instituție? Vrem să fie un loc al dezbaterii sau un loc al protestelor? Dacă ne gândim că trebuie să fie într-adevăr un loc al dezbaterilor, păi atunci să fie într-un format care să permită dezbaterea. Violența din Parlament
faptul că pentru prima dată un ministru a fost agresat la, atunci când vorbea la tribuna Parlamentului, eu cred că este un gest de neacceptat de către toată lumea. Și atunci am făcut acest apel la decență. Nu este vorba de a pune pumnul în gura opoziției. Și noi am fost în opoziție și am făcut o opoziție constructivă venind cu soluții și arătând tot timpul care sunt acele politici publice care pot fi în folosul cetățenilor. Chestiunea aceasta cu revendicarea că eu sunt vocea poporului este, scuzați-mă expresia, dar nu tocmai potrivită, ca să nu folosesc un termen mai dur, pentru că toți senatorii și deputații au voturi în spate, ceea ce înseamnă că reprezintă cetățenii care au votat. Și atunci să clamezi că doar tu reprezinți cetățenii, mă rog, n-are absolut nicio valoare logică. Nu are nicio logică. Nu v-am întrerupt, dar atâta timp cât ați fost la putere, n-ați avut, din contră, chiar îl susțineați pe domnul Virgil Popescu și erați acolo alături de domnia sa, spunând că liberalizarea pieții este singurul lucru care va ieftini facturile. Unde sunt acele facturi ieftine? Sau vă retrageți tot ceea ce ați postat pe Facebook? Din această perspectivă, eu aș fi un pic mai decent în a mă exprima, doamna Prună, pentru că e un pic de ipocrizie în ceea ce spuneați dumneavoastră, dacă nu este Oprea, chiar... Dar, vă rog să ne ajutați să înțelegem punctual, apropo de ce a ridicat în, ca, drept argument Cristina Prună. Live-urile din sala de plen. Înțeleg că aceasta este un măr al discordiei și a fost pe parcursul zilei, deja modificările au fost adoptate. De ce nu ați fost de acord să rediscutați acest articol? Spuneți-ne și argumentele pe care le-ați avut în momentul în care ați votat ca în plen să se filmeze cu telefonul, că este permis în continuare, însă doar din perimetrul grupului parlamentar din care parlamentarul face parte. Și, de asemenea, de BNR. Îmi aduc aminte de experiența mandatului trecut, atunci când în Parlament acest tip de manifestare o avea doar USR-ul. Sigur că readuc aminte că violența verbală este precursoarea violenței fizice și am asistat în acest mandat și la acest lucru. Dar mă reîntorc. Îmi aduc aminte în Senat, unde era mult mai liniștită atmosfera ca în Camera Deputaților, că avea o colegă, senatoarea Presadă, care venea până la tribuna principală și îți înfigea pur și simplu telefonul la mai puțin de 20-30 de centimetri. Sigur că intra în spațiu oricărei persoane, în spațiul acesta intim, privat, lucru care te deranjează și îți poți pierde concentrarea. E, și un coleg de-al meu a făcut acest experiment cu însăși doamna Presadă, care mai puțin de 30 de secunde apoi a plecat de la tribuna principală a Parlamentului. Deci, revin la idee. Dacă vrem dezbatere, atunci să fie dezbatere cu argumente consolidate, cu politici publice, cu propuneri, nu doar cu scandal. Vrem proteste? Putem să și protestăm, dar nu în Parlament, că de aceea am ajuns la 11%. Vreau să-l ascultăm și pe Loran Turoș, liderul senatorilor UDMR, și dumneavoastră ați votat pentru aceste modificări. Banerele nu mai sunt permise în ședințele de plen și o nemulțumire cu privire la faptul că se limitează pentru un parlamentar zona în care poate filma cu telefonul mobil. Care sunt argumentele pentru care ați introdus aceste interdicții în noul regulament? Colegii mei din Camera Deputaților au votat aceste modificări. Dar mă gândesc că ați avut o discuție la grup. Dar trebuie să clarificăm care este rolul Parlamentului. Parlamentul este locul unde se dezbat proiecte legislative, se decid lucruri importante și nu e un circ. Nu putem să facem circ din Parlamentul României. Există nenumărate posibilități ca fiecare parlamentar să-și exprime poziția în diferit mod. În Parlament suntem aici să ne exprimăm vorbind prin dezbatere și tranșând prin vot. Nu suntem aleși să facem circ. În altă ordine de idei, legat de acest live, sunt de acord cu domnul Oprea în ceea ce privește live-urile din Parlament. Și eu în mandatul trecut am văzut
am avut colegi care veneau cu telefonul și băgau sub nas și făceau pe reporterul. Să nu uităm un lucru, nici în Camera Deputaților, nici în Senat, colegii dumneavoastră, reporteri, cameramani, profesioniști, n-au voie să se plimbe între parlamentari și să pună microfonul sub nas în plenul Senatului. De ce să aibă acest drept un parlamentar? De ce să aibă această excepție? De ce un parlamentar poate să facă pe reporterul când nu e trimis acolo în Parlament pentru a face pe reporterul? Și de ce profesioniștii respectă toate regulile în ceea ce privește filmarea și interviurile? De ce credeți nu că cred Parlamentul și ședințele de plen, ședințele de birou permanent vor fi... Numai puțin, să nu mai avem o întrebare, ca să ne lămuriți. Da? De ce credeți că vor fi în continuare, sau că în continuare Parlamentul va fi deschis, transparent, de aici înainte, de la aceste modificări de regulament? Că printre criticile pe care vi le aduc cei de la USR, e și acest lucru, că nu va mai exista la fel de multă transparență. Presa, așa cum și până acum, a avut posibilitatea de a înregistra, de a transmite live ședințele. Există stenograme, deci tot ceea ce se face, se votează, se vorbește în Parlamentul României, este deschis tuturor, se poate urmări prin televiziuni, se pot citi stenogramele, nimic nu e secret, în afara anumite ședințe care, potrivit legii, sunt cu ușile închise. Dar nu trebuie ca prin această posibilitate de a transparentiza, să spun așa, supra-transparentiza, nu trebuie să facem circ din Parlamentul României. Presa trebuie să-și facă treaba, să relateze ceea ce se întâmplă, să transmită, iar parlamentarii sunt acolo trimiși să dezbată și să voteze lege. Mulțumesc, domnule senator, urmăriți și pe ecran în acest moment. În scurt timp vom avea detalii suplimentare. În aproximativ o oră la guvern va exista o ședință a coaliției despre criza facturilor la energie, se va discuta. Se pare că discuțiile au intrat în impas, vom veni cu toate detaliile. Liderii coaliției vor sta față în față la ora 16 la Palatul Victoria. Gheorghe Pecincină ni se alătură din partea Partidului Național Liberal și aș asculta și punctul dumneavoastră de vedere. Acum când cei de la AUR și de asemenea și cei din USR vă acuză că încercați cumva să băgați pumnul în gura opoziției. Bună ziua, în primul rând. Nu văd cum și am face acest lucru. Mai ales că la cameră, de exemplu, ședințele sunt transmise în direct, sunt transmise live. Nu văd cum ar putea să ajute, de exemplu, folosirea telefonului mobil de către colegii parlamentari în a filma mai bine decât camerele de luat vedere. Nu înțeleg de ce deranjează foarte mult faptul că nu poți să filmezi decât din zona ta arondată grupului parlamentar sau de pe scaunul propriu. Sunt aparatele, telefoanele mobile sunt destul de performante, putem să zoomăm. Adică nu văd cu ce ar ajuta sau cu ce, dacă vreți, un argument în favoarea, o să plec cumva în sensul invers al întrebării puse de dumneavoastră și anterior interlocutorilor care au intervenit. Nu văd un argument în favoarea folosirii telefonului mobil într-o distanță, să zic, de o jumătate de metru sau câțiva centimetri. Nu văd care ar fi sensul și de ce am folosit telefonul mobil în a filma colegii de la tribună sau chiar în băncile proprii. Nu este de notorietate faptul că... Domnule Pecincină, revin imediat la dumneavoastră. Îmi cer scuze, dar trebuie să vă întrerup pentru că avem date suplimentare despre ședința de la ora 16 când liderii coaliției se întâlnesc. La guvern trebuie să stabilească ce se întâmplă cu facturile românilor după 1 aprilie și este acum în direct cu noi jurnalistul Digi24, Ana Păun, este acolo la Palatul Victoria. Ana, te ascultăm, care sunt ultimele date?
Bună ziua, Anca, bun găsit tuturor. Știm acum concret că la ora 11 a început aici o întâlnire la care erau prezenți ministrul Energiei Virgil Popescu, ministrul Economiei Florin Spătaru, dar și ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu. La finalul celor 4 ore de discuții, potrivit informațiilor noastre, ministrul Energiei nu a prezentat nicio concluzie exactă, nicio măsură concretă, motiv pentru care s-a luat această decizie, iată, de a organiza în mai puțin de o oră o altă ședință unde subiectul principal să fie tocmai această criză a facturilor din energie. Foarte important, la această întâlnire programată la ora 16 vor participa premierul Nicolae Ciuc, liderul PSD Marcel Ciolacu și Florin Câțu. De cealaltă parte, din partea PNL, va fi și el prezent și sperăm ca la finalul acestei întâlniri să avem concluzie exactă asta, pentru că în prezent este în vigoare o schemă de compensare și plafonare, o măsură care i-a supărat pe furnizor, dacă putem spune așa, pentru că aceștia s-au plâns în repetate rânduri că reglementarea sa este destul de neclară, ceea ce a dus la calcularea într-un mod greșit a unui număr foarte mare de facturi. Vorbim de jumătate de un milion de facturi care au fost calculate greșit și ar trebui oficialii care vor intra în această ședință la ora 16 să discute ce se va întâmpla cu această măsură, ce soluții ar fi pentru a o îmbunătăți și ce se va întâmpla, foarte important, de la 1 aprilie, când va expira, practic, schema de compensare și plafonare care este acum în vigoare. Vom urmări ce se va întâmpla și care vor fi discuțiile și vom reveni cu informații suplimentare de îndată ce vor apărea. Mulțumim, Oana. Ne ții la curent cu ce se întâmplă. Vom transmite aici în direct la Digi24. Din partea colegilor aflăm, deocamdată sunt informații pe surse, că această ședință a coaliției are loc tocmai pentru că Virgil Popescu, ministrul Energiei, nu a propus o variantă care să convingă toți liderii coaliției. Am mai vorbit aici la Digi24. Au versiuni și viziuni diferite PNL, PSD cu privire la ce se va întâmpla după 1 aprilie, pentru că în acest moment schema de plafonare preț și consum este valabilă doar pentru 2 luni de zile, deci nu știm ce se va întâmpla după 1 aprilie. O altă informație de ultim moment acum. Banca Națională a crescut cu 0,5 puncte procentuale dobânda cheie până la 2,5% în încercarea de a stăvili inflația. În continuare însă, România are cea mai mică dobândă cheie dintre țările importante din regiune, dar ne ajută să înțelegem întregul context. Cristina Zvârn, jurnalistul Digi24, este acum în direct cu noi. Te ascultăm, Cristina. Bun găsit! Șefii Băncii Naționale au aprobat într-adevăr creșterea ratei dobânzii de politică monetară de la 2 la 2,5%. Este o creștere importantă, o creștere mare de 0,5 puncte procentuale. Acum trebuie să ne uităm la acest lucru. Este importantă dobânda cheie pentru că ea, de exemplu, pune presiune și pe dobânzile cerute de băncile comerciale. Am văzut deja că indicele robor la 3 luni, după care se calculează, practic, ratele la creditele în lei luate înainte de mai 2019, a crescut și el abrupt și accelerat în ultimele zile și a ajuns astăzi la 3,29%. Este practic la recordul ultimilor 2 ani. Practic a fost o anticipare practic a acestei decizii a Băncii Naționale de majorare a dobânzii cheie. Este anticipat că acest indice robor va urca chiar spre 4% la finalul anului și indicele IRCC, cel după care se calculează ratele la creditele în lei luate după mai 2019, este în creștere și el va crește în perioada următoare. Trebuie să ne uităm la această decizie de majorare a dobânzii cheie. Știm perspectiva inflației, pentru că de asta ia Banca Națională astfel de decizii, pentru a stăvili inflația, și avem deja încă de la finalul anului trecut o inflație de 8%. Sunt semne că ea nu se va potoli. De altfel, spune chiar Banca Națională în comunicatul de presă, se așteaptă ca în trimestrul 2, adică în perioada aprilie-iunie, inflația să fie una de două cifre,
atenție, o inflație de două cifre, în principal trasă în sus de prețurile, creșterea prețurilor la gaze, energie, combustibil, mai ales că din aprilie practic va expira această schemă de sprijin pe care guvernul o acordă pentru consumatorii casnici și non-casnici, adică plafonarea prețurilor și compensarea facturilor. Mulțumim tare mult, Cristina. Cristina Zvârn, jurnalistul Digi24, care ne-a ajutat să înțelegem ce înseamnă această majorare a ratei de dobânză, a ratei dobânzii din partea BNR. Lămurim toate aspectele. Apropo că vorbim și de această ședință a coaliției care va începe la ora 16 pe criza din energie și reamintim care sunt propunerile sau viziunea partidelor parlamentare pentru ce se întâmplă după 1 aprilie și un avertisment din partea BNR. În trimestrul al doilea, inflația va fi de două cifre, ceea ce înseamnă prețuri foarte mari la energie, gaze, combustibil, iar toate acestea în regim de domino ajung și în buzunarul omului de rând, care ajunge să plătească în final mult mai mult și pe coșul de alimente de bază. Dar lămurim toate aceste detalii. După o scurtă pauză revenim la Studio Politic. Am revenit la Studio Politic și vreau să discutăm despre criza din energie. Ministrul Economiei, Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a prezentat astăzi în fața premierului, a fost prezent și ministrul de Finanțe. Nu s-a ajuns la o propunere concretă care să satisfacă atât PSD, PNL, cât și UDMR, așa că la ora 16, în jumătate de oră, liderii coaliției de guvernare vor discuta despre ce se întâmplă după 1 aprilie, când se vorbea de un preț reglementat, de un preț fix, de o variantă care, pentru care e nevoie să cerem, de exemplu, acordul Comisiei Europene. Asta înseamnă că procedurile trebuie să se deruleze foarte repede ca să intre în vigoare cu adevărat de la 1 aprilie. Gheorghe Pecingină este din partea Partidului Național Liberal în direct alături de noi. Îmi cer scuze că v-am întrerupt, mulțumesc pentru răbdare. Dacă mai aveți de punctat ceva pe discuția pe care am avut-o pe regulament, dacă nu, aș vrea să ajungem la acest subiect al crizei din energie și care e varianta Partidului Național Liberal, nu de altă, dar extrem de important, mai ales cu acest avertisment din partea BNR, o inflație atât de mare încât ajunge la două cifre. Bun, pe regulament aș vrea să spun că am fost surprins și sunt surprins în continuare de asocierea dintre USR și AUR, având în vedere faptul că cei de la USR sau de la cei de la USR mă așteptam să aibă forța necesară să depășească anumite momente care i-au caracterizat sau i-au caracterizat, au fost caracterizați de anumite momente, pentru că ei au fost cei care au adus prima oară BNR-le în Parlament, nu? Eu cred că nu suntem pe stadion, suntem în Parlamentul României și cred că cei de la USR aveau argumente sau puterea cuvântului putea să reprezinte un argument pentru ei în susținerea a tot ceea ce își doresc să susțină în Parlamentul României. Nu cred că trebuie să recurgem la alte forme de manifestare în Parlamentul României, mă repet, nu pe stadion, pentru a ne susține punctele de vedere. Bun, și revenind la criza din energie? Revenind la criza din energie, există discuții, există variante luate în calcul. Eu cred că se vor așeza astăzi după discuția care va avea loc în coaliție și se va ieși cu un punct de vedere comun. Care reglementarea prețului în energie, pentru ce perioadă? Care e varianta a Partidului Național? 6 luni plus 3 luni, dar trebuie să vedem care este perioada exactă pe care ne-o alegem, pentru că știți foarte bine, prin vocea președintelui Florin Câțu, noi ne-am exprimat punctul de vedere că ar fi bine ca aceste 6 luni să fie într-o perioadă când consumul este destul de mare și pentru, în special pentru consumatorii casnici, adică în perioada de iarnă, toamnă, iarnă, atunci când știm cu toții consumul este destul de mare și factura cu siguranță va fi mare. Și trebuie să vedem, așa cum spuneați, procedurile trebuie demarate de urgență pentru a putea obține derogări de la Comisia Europeană pe acest subiect. Reducerea TVA-ului la 5% mai e o variantă pe care să o propună PNL? Sunt variante pe care vor sta pe masa coaliției astăzi, iar adică decizia e negociabil finală, pentru PNL, mai susține acest lucru, pentru că a spus Nicolae Ciucă într-o declarație foarte clară că e o propunere. Nu vorbim aici despre o negociere, pentru că nu negociem, vorbim despre o dezbatere pe soluții și decizia finală să fie una în favoarea cetățenilor și a IMM-urilor din România. Nu vorbim de negociere, nu negociem nimic. Pentru că așa pare, domnule Pecingină. Nu, din moment ce nu vă înțelegeți. Nu.
Pentru că poate considerăm că soluțiile noastre sunt mai bune, PSD-ul poate să consideră că soluțiile dumneavoastră sunt mai bune, dar stând la masă astăzi, se va alege, sunt convins, vor fi alese soluțiile cel mai bune, care să favorizeze, mă repet, cetățenii și consumatorii până la urmă, că sunt ei... Dar ca să fie clar, mai susțineți reducerea TVA-ului la 5% în energie? PNL-ul susține orice variantă care va fi benefică pentru consumatori. Doamna Prună, au fost o serie de propuneri pe care le-a făcut și USR, însă în acest moment pare că ne uităm înspre ce decide majoritatea parlamentară și coaliția guvernamentală. Care sunt, ați mai discutat în ultima perioadă, care sunt propunerile pe care le faceți? Dacă ați mai discutat, m-am referit la Parlament, dacă există o discuție la care să fie implicat și USR. Există în momentul de față un proiect de lege depus de USR încă din anul 2021, din luna octombrie, cu soluțiile pe care le-am tot prezentat de-a lungul timpului. Anume, pentru consumatori, să reducem TVA-ul de la 19% la 5%, să scoatem anumite taxe din factură, precum certificatele verzi, acciza, putem să vorbim și de taxa de cogenerare, pentru întreprinderi credite fiscale, adică să nu mai plătească taxe în cuantumul a 50% din creșterea facturii la energie. Aceste măsuri sunt cât se poate de benefice, le-au luat și alte țări, chiar citam de curând că Belgia a luat o astfel de măsură, TVA 6% plus un voucher de 100 de euro. Evident, ne putem gândi și noi la astfel de măsuri, să dăm vouchere, mai ales pentru cei vulnerabili, să îmbunătățim acea legislație a consumatorului vulnerabil. Dar e clar care ar fi consumatorul vulnerabil astăzi? Din păcate, există în momentul de față o lege. Oamenii pot aplica pentru a beneficia de acele ajutoare, însă normele care sunt acum în vigoare sunt extrem de stufoase și o persoană trebuie să completeze vreo 14 pagini pentru a putea beneficia de aceste ajutoare, ceea ce este inacceptabil și trebuie reglat tocmai de la Ministerul Muncii, pentru că Ministerul poate să facă lucrul acesta. Și doar un lucru vreau să vă mai spun. Aceste măsuri pe care noi le-am prezentat și pe care le vom susține în continuare și chiar ne dorim să amendăm legea pentru a da și aceste vouchere pentru oameni, au fost prezentate și de premierul Ciucă acum vreo câteva săptămâni. Aduceți-vă aminte când a ieșit și a declarat că acestea sunt niște măsuri bune. De asemenea, PSD vorbea de TVA 5%. Acestea sunt soluțiile cele mai bune care pot avea un impact imediat, fără să mai luăm banii dintr-un buzunar, să-l mutăm în altul, să vină facturi greșite, să nu mai înțeleagă absolut nimic nimeni. Să fim serioși, inclusiv pe luna ianuarie, oamenii vor plăti facturi mari pentru că legea aceea pe care au dat-o și au corectat-o la nici 24 de ore nu acoperă luna ianuarie și noi vom depune un amendament astfel încât această lună să fie acoperită. Vreau să vă spun, vreau să completez informația. Virgil Popescu, ministrul energiei, a plecat de la guvern. Deci cel mai probabil el nu va fi prezent la ședința coaliției. Radu Oprea, ajung la dumneavoastră, propunerile PSD și cum anume trebuie să iasă varianta astfel încât să fie gestionată în vreun fel criza economiei pentru consumatorul care a devenit vulnerabil în aceste luni. Sunt mai multe teme care s-au ridicat, dar în primul rând vreau să vă spun că PSD este și va rămâne partea soluției, nu a problemei. Am venit cu un plan, cu un program foarte bine articulat, l-am pus pe masa coaliției, îl discutăm, o parte din el deja este transformat în ordonanță de urgență și va fi lege în curând și privește lunile februarie și martie. Știți toate acele prevederi, nu vreau să mai intru în ele. Al doilea lucru pe care vreau să spun este că doamna Prună a făcut o manipulare foarte fină, vorbind despre o lege pe care au dat-o unii și omițând, adică e o minciună prin omisiune, faptul că și dumneai a votat acea lege, pentru că a fost o lege votată în unanimitate în Parlament. Vorbim despre legea... Vorbeam de UG-ul pe care l-a dat actuala majoritate, domnul Oprea. Vedeți că dumneavoastră manipulați. Legea din ianuarie, care se aplică în luna ianuarie și care este legea care a trecut prin votul dumneavoastră și cu votul dumneavoastră în Parlament. Asta pentru a fi mai preciși. În același timp vreau nu să... Nu e vina USR pentru incompetența coaliției.
Nu vă supărați, dar nu v-am întrerupt și n-aș vrea să trecem în alt registru. Eu încerc acum să fiu decent cu dumneavoastră, să nu fac apel la faptul că probabil că e o chestiune de decență, de educație, de o altă natură să respectați dialogul. Văd că nu-l puteți avea, nu l-ați putut avea nici în Parlament. Este o problemă. Dezbaterea presupune și această răbdare de a-l asculta pe celălalt. Dar nu vreau să mai intru în amănunte, vroiam să dau o veste bună. Vestea bună este că toate plățile pe consumatorul vulnerabil au fost făcute încă din luna decembrie pentru cele 5 luni de zile care se referă la ajutoarele de încălzire pentru lemnul de foc. De asemenea, luna decembrie a fost plătită, luna ianuarie a fost plătită și plățile pentru gaze și celelalte forme de susținere a consumatorilor vulnerabili merg în mod firesc, normal, toate plățile fiind făcute de către Ministerul Muncii și în același timp cred că știți foarte bine, doamna Prună, că se aplică legea cea mai favorabilă. Dacă la gaze și la energie electrică compensarea este favorabilă prin legea plafonării și compensării, atunci se aplică aceasta. Dacă este mai favorabilă forma din lege referitoare la consumatorul vulnerabil, atunci se aplică aceea. Asta pentru a lămuri telespectatorii dumneavoastră. Și vreau să vă spun că înțelegem, mai ales că mai sunt câteva minute și începe această discuție în coaliție. TVA de 5% în energie, scutirea de la plata certificatelor verzi și a taxei de cogenerare, reglementarea prețului în energie pe o perioadă de 6 plus 3 luni, cum a spus domnul Pecincină de la PNL, sunt variante cu care PSD să fie de acord? Am pus pansament pe o rană foarte gravă, aceea a facturilor în energie și gaze care au ajuns la populație, dar când vom ridica pansamentul, există un risc ca infecția să fie în continuare acolo, pentru că noi nu am mers la cauză. De ce cresc prețurile la gaze și energie? În programul de măsuri, în acel pachet cu care am venit pe masa coaliției, există și măsuri care vin să rezolve această chestiune într-o perioadă, până când investițiile își vor face efectul în România. Ați vorbit despre faptul că Banca Națională a mărit dobânda. Dacă lăsăm doar Banca Națională să rezolve problema inflației, o va putea face doar prin politici monetare, ceea ce înseamnă creșteri de dobânzi, eventual devalorizare a cursului leului în comparație cu euro, și atunci ce va resimți populația vor fi scumpirea creditelor la bănci și, în general, scutirea contractelor. De aceea, întrucât în inflația astăzi 53% ea este generată de scumpirea prețurilor la gaze și la energie și în runda a doua, când celelalte produse de bază, alimente și așa mai departe, se vor scumpi din cauza scumpirii la energie, vom ajunge la 70%. Plafonarea și măsurile de genul acesta care vin să stopeze inflația sunt absolut necesare. În acest moment, plafonarea prețului la alimente e pe masa coaliției? Nu sub forma sub care a fost discutată și prezentată în media, sub nicio formă. Știu că sunt discuții la Ministerul Agriculturii și pe masa coaliției pentru a găsi cea mai bună formulă de sprijin a producătorilor români și a cetățenilor din România, cel puțin la câteva alimente de bază. Dar dați-ne un scenariu, dați-ne o variantă pe care se lucrează. Nu are rost să intrăm în scenarii atâta timp când nu este o decizie luată de coaliție. Raționalizarea alimentelor la pachet cu plafonarea prețului la o serie de alimente de bază e o variantă? Dar vă rog să-mi răspundeți. Nu mai folosiți acest cuvânt, că nu are nici o legătură cu nimic din ceea ce s-a discutat în coaliție. Deci nu acest este exclus, nu e pe masa coaliției. Exclus. Nu există așa ceva pe masa coaliției sub nicio formă. Și vă întrebam de plafonarea prețului la o serie de alimente de bază. E un scenariu? V-am răspuns. Nu este vorba despre a plafona, este vorba despre a găsi cea mai bună formă de sprijin a producătorilor români. Dacă știți, spre exemplu, pentru a fi mai bine înțeleși, în industria creșterii păsărilor au ajuns deja costurile cu energia, furajele și așa mai departe să reprezinte 75% din prețul
cărnii la raft, ceea ce este imens, ceea ce este foarte mult. Dacă nu rezolvăm problema creșterii prețurilor la energie și la gaze, restul sunt doar măsuri care au acea calitate de a pansa, de a calma pentru o perioadă de vreme durerea și șocul, dar nu rezolvă problema infecției. Numai puțin, nu i-am dat cuvântul domnului senator Loran Turoș. Aș vrea și opinia UDMR și revin la dumneavoastră, doamna Prună. Aici avem de rezolvat o problemă pe termen scurt și tot aceeași problemă pe termen lung. Pe termen scurt, bineînțeles că trebuie să facem tot ce e posibil pentru a proteja consumatorul casnic și în special consumatorul vulnerabil, pentru că efectiv sunt oameni, cetățeni, care nu mai au cum să-și plătească facturile la energie, la gaze și la curent. Aici, așa cum guvernul și Parlamentul, prin lege, a luat măsuri foarte importante, în continuare trebuie să ne asigurăm că acești consumatori vor fi protejați. În altă ordine de idei, trebuie să ne gândim și pe termen lung. Nu se poate la infinit să găsim o modalitate de compensare la aceste prețuri dacă prețurile energiei la nivel european sunt foarte mari. Aici e o problemă care nu doar România este vizată cu această problemă. Și care sunt propunerile UDMR, domnule senator? Eu nu vreau să mă anteprenunț în ceea ce privește deciziile coaliției. Poate fi o soluție rapidă și acceptabilă atât creșterea TVA-ului, cât și plafonarea, compensarea. Bineînțeles, aici sunt diferite viziuni asupra economiei, dar cel mai important e ca pe o perioadă iminentă să nu lăsăm consumatorii vulnerabili în această situație. Vă rog, doamna Prună. Vă mulțumesc. Eram datoare cu un drept la replică către domnul Oprea. Lipsa de educație înseamnă și manipularea aceasta continuă pe care o face PSD și a găsit un nou țap ispășitor, USR. USR e de vină pentru tot ce s-a întâmplat prost în ultimii 30 de ani mai nou în această țară. Dar revenind la aceste soluții, prețul la energie și la gaze este și acum reglementat și iată că facturile și compensat și iată că facturile oamenilor în continuare sunt mari. Deci ideea aceasta absurdă că trebuie să mergem în continuare, ca în comunism, cu reglementarea prețurilor, că vorbim de alimente sau că vorbim de energie, este o tâmpenie. Singura soluție este să scădem taxele și știm foarte bine că statul este principalul câștigător din aceste creșteri ale prețurilor la energie, pentru că peste 80% din producția de energie electrică este făcută de stat. Deci soluția corectă este să scădem aceste taxe pe termen scurt. Iar pe termen lung, chiar vreau să anunț și la dumneavoastră, noi chiar astăzi am depus un proiect tocmai pentru a încuraja acele investiții în energie regenerabilă și în stocarea de energie, astfel încât pe termen lung oamenii să plătească prețuri corecte la energie. Pentru că pe termen lung nu vom putea să mergem la nesfârșit cu tot felul de aberații de tipul plafonări, ci trebuie să investim, să creștem cantitatea de energie, să nu mai fim dependenți de importuri și românii chiar să plătească prețuri corecte. Pentru că ați pomenit numele, domnule senator Radu Oprea. Înainte să intru în emisiune, vin de la o întâlnire a deputaților și senatorilor PSD cu Federația Patronatelor din Petrol și Gaze, referitoare la legea offshore. A fost o întâlnire de lucru, o chestiune pe care foarte multă lume a discutat în ultimii 2 ani de zile, dar constatăm că suntem în aceeași etapă, adică nu s-au întâmplat foarte mari lucruri. Atâta timp cât în programul de guvernare al coaliției există această idee ca de dezvoltare a unei industrii bazate pe gazele care pot veni din Marea Neagră,
și, desigur, dezvoltarea rețelei de gaze care să asigure consumatorii casnici din România de o încălzire decentă, atât ca preț cât și calitativă, am considerat că este necesar să ne întâlnim și vestea bună pe care am aflat-o astăzi, sper că nu se supără producătorii din Marea Neagră de gaz, este că undeva în începutul lunii iunie vor sosi sau vor fi disponibile și primele gaze. Una dintre companii, n-am să dau numele acum, au finalizat toată partea de forare, de exploatare, de racordare, astfel încât această cantitate de gaze poate fi disponibilă. Deci, domnule Radoșe, păcat că nu putem detalia. Am ajuns la finalul acestei ediții și vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră că ați fost de acord să intrați la studioul politic. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile zilei cu Teodora Tompea de la Pix.